Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vom face flotări. Acest clip îl filmez imediat după ce am filmat clipul de duminică. Am slăbit 5 kg în 7 zile. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să-l urmăriți pentru că este foarte, foarte tare. O să vedeți acolo toate mesele din prima săptămână, cântarul, cum arăt și câte flotări reușesc să fac. Pentru că în acel clip am făcut 15 flotări și am simțit eu că pot să fac mai multe, vreau să mergem acum să mă cântăresc din nou pentru că am mâncat și vreau să văd câte kilograme am acum mâncat și apoi să încercăm să facem mai multe flotări. În acel clip am făcut 15 flotări, iar acum vreau să fac mai multe pentru că mă simt în forță. Bun, hai să vedem. Am 126. Cine bă, iar mi-a arătat eroare. Extraordinar. Acum sunt și îmbrăcat, sunt și mâncat. Da. 126,8. Deci 127 litri. Bun. Ok, hai să vedem câte flotări reușesc să fac. Ați văzut, am 127 de kilograme, dar am avut și telefon în buzunar și îmbrăcat, iar eu în clipurile de duminică mă cântăresc întotdeauna în chiloți. Imediat după ce m-am trezit, după ce am fost la toaletă, fără să fi mâncat nimic, fără să fi băut absolut nimic și așa mai departe, pentru a avea o acuratețe cât mai bună la măsurătorile săptămânale. Hai să vedem câte reușesc să fac la 127 de kilograme, câte flotări. Mamă, 25 de flotări, frate, la 127 de chile. Aude cum s-au pompat brațe. Mamă, blană. Da, deci nu mai simt brațele. Mamă, nu mai simt brațele, fraților. Ah. Vreau să lăsați în comentarii să-mi spuneți voi câte flotări reușiți să faceți și ce greutate aveți. Iar acum așa un mic sfat pentru cei care nu pot să facă flotări, cum să începeți să faceți flotări și voi. Vă puneți în genunchi, vă puneți mâinile în față și vă aplicați pur și simplu așa. Spatele arcuit, țineți fundul ridicat în sus, da, și vă aplicați. Și vă ridicați. Împingeți mâinile. Faceți în fiecare zi flotări, mă rog, semi-flotări din astea și vă garantez că o să reușiți să faceți și voi flotări. Sau puteți să faceți la perete. Ok, haideți să vă arăt și flotările la perete. Vă puneți frumos așa pe un perete, da? Și vă aplicați și vă împingeți. Cu cât vă dați mai în spate cu picioarele și măriți unghiul, cu atât o să fie mai greu. Deci v-am zis, nu este nicio problemă dacă nu puteți face flotări. Începeți să le faceți așa cum v-am arătat eu și într-o zi o să vedeți că o să puteți face și voi. Mie tot nu vine să cred că la 127 de kg mâncat, băut, îmbrăcat, am reușit să fac 25 de flotări. Blană, sunt super fericit. Nu uitați, scrieți-mi în comentarii voi câte flotări puteți să faceți, ce greutate aveți și eventual și înălțimea pe care o aveți și vârsta. Biceps! Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru sănătatea voastră. Eu de asta așa puternic. Până data viitoare, v-am pupat, fraților! Ciao!